Rapidiștii au stabilit cum vor juca luni cu FC Craiova după antrenament într-o atmosferă relaxantă în centrul capitalei, la cafeneaua pe care și-a deschis-o recent Raul Costin în buricul târgului, în cartierul Cotroceni. Avem un loc în plus unde ne putem întâlni și vorbi despre multe chestii care trebuie să le punem la punct noi. Cred că e cea mai bună cafea din oraș. Cea mai bună reclamă este că sunt mulțumiți de produsele noastre și vin cât pot de des. Rapidistul Raul Costin nu e patron fițos, le duce colegilor cafea fierbinte și croissant în fiecare dimineață la antrenament. Face și delivery mai nou, se ocupă el de tot. Acest business este un vis de-al meu într-o așa de ceva timp și abia acum am reușit să-l punem în aplicare. Raul Costin mai are încă un vis. Sper să apuc să joc și eu, să debutez Liga 1 pentru Rapid, cum s-ar spune. Am făcut-o doar în Cupa României. Pentru că este un vis al meu, este a treia oară când sunt la Rapid și nu am apucat că joc în Liga 1 cu Rapidul.